discutăm pentru început despre testul pe care se pare că l-a trecut astăzi coaliția de guvernare PNL-USR plus UDMR și mă refer aici la moțiunea simplă depusă pe numele lui Vlad Voiculescu de către socialdemocrați. Ce am observat însă este că PSD a cerut astăzi vot secret în Parlament pe această moțiune, însă potrivit votului, da, s-a supus la vot această propunere și s-a renunțat la idee, s-a votat ca votul să fie totuși la vedere. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă refuzată, da, o inițiativă a PSD refuzată de data aceasta de coaliția de guvernare? Pe de o parte ar trebui, cred că să ne obișnuim cu această atitudine a celor aflați la putere de a refuza orice inițiativă ce vine cumva din partea opoziției, pe de o parte. Pe de altă parte, ce-mi denotă mie gestul de astăzi e acela de frică. Frica, pentru că, așa cum și eu am informațiile, cel mai probabil pe sursele aveți și dumneavoastră, cel mai probabil le avea și domnul Voiculescu și șefii celor două partide aflate, sau celor trei partide aflate în momentul de față la putere, cred că dacă ar fi fost un vot secret, cel mai probabil singurul care, sau singura bilă albă era domnului Voiculescu. Eu aș avea curajul să mă aventurez și să spun că nici măcar colegii de partid nu l-ar mai fi menținut în funcție, dar fiind o chestie politică, vedeți dumneavoastră, uneori și mult pe aparențe, ne înțelegem, ne pupăm pe obrăjori, ne strângem în brațe de fiecare dată. Cam asta zic eu că încearcă să facă în momentul de față coaliția de la aflată la putere, să încerce să mimeze înțelegerea. Cumva că, uite, domnule, ne ținem spatele unul celuilalt, tocmai de asta s-a și recurs cumva la votul acesta cu bilele la vedere, ca nu care cumva, așa cum se știa de altfel, mai ales cei de la PNL, să fi derapat și să fi votat altfel decât le-ar fi cerut-o cumva linia de partid. Dar spuneți cumva că dacă se vota secret, poate rezultatul era altfel? 99% era altfel. V-am spus, cel mai probabil singura bilă albă ar fi fost a domnului Voiculescu. Și cred că și dumnealui, cred că dimineața când a plecat de acasă și-a pus întrebări dacă ar merita o bilă albă sau una neagră. Credeți că și-a pus întrebări? Eu sper. Atât nu ne cunoaștem personal, nu am avut cumva ocazia să ne întâlnim, dar dincolo de ceea ce propovăduiește, de ceea ce face sau nu face, mie îmi face senzația unui om care uneori mai are timp și de ușoare introspecții. Și atunci eu cred că bila neagră ar fi ocupat un rol extrem, extrem de consistent în inima și în mentalul dumneavoastră. Mi se pare foarte interesant faptul că un deputat PNL, am văzut că a votat alături de PSD, nu știu dacă știți, PSD și de AUR această moțiune simplă. Și dânsul spune că din greșeală, credeți? E vorba de un deputat PNL de Alba, de acolo de unde vine și Florin Roman, poate e doar o coincidență, un critic vehement al actualului ministru al sănătății. O fi o coincidență, nu o fi? Posibil să fie și o coincidență, posibil, dacă mă întrebați și pe... să fie și doar și un avertisment, la modul în care... USR plus domnul Voiculescu, vedeți că data viitoare s-ar putea să mai greșească și alții. Te-am salvat de data asta, da? Ne-am asumat tot opropriul public ce a reușit domnul ministru să-l provoace, dar nu întinde coarda, pentru că s-ar putea să fie nevoie doar de 2, 3, 4, 5, așa cum au fost cândva și în alte epoci, nevoie doar poate de un singur vot, din greșeală să greșească cumva bilele.